Salut și eu, am găsit la un nou episod din Just Cause 3. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem azi. Vom încerca să găsim niște easter egg-uri noi. Am marcat eu o locație pe hartă și dacă vedeți, data trecută eram undeva pe aici. Noi am început pe aici pe undeva și acum sunt acolo. Mi-a spus voi că există un pogostic. Și m-am uitat pe net și am văzut că într-adevăr așa e. E încă un easter egg pe care zic eu că ar merita să-l încercăm, să vedem despre ce-i vorba. Așa, hai să mergem. Și acest cap mare poți să ți-l scoți dacă ți-arunci arma aia. Dar momentan am zis să mai lăsăm că poate ne mai distrăm puțin cu ea. Hop, hai că da și puțin soarele. A plouat până acum în joc. Surprinzător, nici nu s-a oprit o perioadă lungă de timp. Hop. Și am ajuns undeva într-un orășel. Bine, în orășelul ăsta, undeva aici, pe o clădire, trebuie să găsim acel pogostic. Hai să vedem unde e acest pogostic mai exact. Și este încă unul din easter egg-uri. Nu, asta e altceva, să-ți oferă pur și simplu misiunea să eliberezi acest oraș, pentru că toate orașele din jocul ăsta sunt luate și vedeți câte obiective ai aici. Dar n-ai nevoie de chestia asta ca să-ți iei pogosticul. Pogosticul e undeva pe aici, pe undeva. Așa. Nu uitați, dacă vă place Just Cause 3 și vreți să mai facem easter egg-uri de-astea amuzante, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai face. Iar easter egg-ul e pe clădirea asta undeva sus. Hai să aterizăm aici. Hop. Și noi dacă ne urcăm acolo, parcă, uite așa. Uite easter egg-ul nostru, pogosticul. Ei, pe ăsta e așa, dai activate și te apuci și țopăi pe el. Am zis că pot să omor oamenii dacă le sar în cap cu acest pogostic. Dar e destul de amuzant. Holy fuck, dacă... Nu cred că pățesc nimic dacă mă arunc de ce. Oh, am explodat mașina, glumești? Ia. Hop. Poliția e acolo, dar eu mă dau cu pogosticul. Mai văd că n-au zis nimic încă. Ia, stai că vreau să mă dau în capul unuia. Ce faci? Ce faci? Mă, nu moare. Nu, nu vrea să moară. Ba da! A, l-a omorât. Îl omoară dacă îi sar în cap. Ei, și acum, în principiu, pot să las pogosticul aici. Și să leg, de exemplu, pe cineva de pogostic. Și dacă mi-au pogosticul... Hop! Hai, tu vii cu mine de acum. Hop, așa! Oh, doamne, și jocul ăsta poți să legi o grămadă de oameni între ei, așa. Poți chiar să mai legi și alți oameni. Sau poți să-ți scoți arma care îi mărești capul. Și pogosticul meu, nu! Se duce. Se duce în ceruri. Dă pogosticul înapoi! Și așa s-a dus pogosticul nostru în ceruri. Era un buton pe care poți să-ți dezactivezi asta, dar asta e faza cu pogosticul. Din nefericire s-a dus în ceruri. Am impresia că de fiecare dată când te responezi, si se responează acel pogostic. Dar să vă arăt unde e locația lui, din nou vă arăt. Nu e mai mult de atâta, nu poți să faci cu el, dar... Hey, și vii aici, vezi exact în fața acestei clădiri. Veți reține locația. Da? Hartă, aici e. Și te urci cu hook-ul direct acolo sus. Ei bine, aici când te urci... Ia uite, avem alt pogostic. Deci se responează de fiecare dată. Hop! E destul de fun. Și e încă un secret din joc pe care am zis că merită să vi-l arăt. Am văzut că v-a plăcut prima dată foarte mult acel... easter egg cu capul mare. Ăsta de altfel pe care poți să vi-l arăt și în episodul ăsta. Când le mărești capul, poți să-i legi, chiar să-i legi unul de celălalt. Și pe aia ăștia îi legi de ăsta. Și acum le dai una. Hop, și ia uite. Uhu! Și poți să faci așa un șir de oameni. Da. E destul de amuzant. Și dacă vrem, bineînțeles, putem să și eliberăm acest oraș, pentru că e sub conducerea lor, conducerea astora răi.
Și mai aveam un easter egg undeva, era mai departe, undeva pe aici, place waypoint. Dar e cam departe, ia să văd cât am, 7 km. Putem să luăm un avion pentru asta. Hai să dăm, hai să dăm comandă de un avion. Sau elicopter, că avionul nu prea... Da, comandă și... Da, îmi iau o armă, elicopter. Luăm elicopterul ăsta, e un elicopter de la normal. Și pur și simplu aruncăm aici asta. Cred că o să-i cadă l-ul ăla în cap, dacă nu se mișcă mai repede. Hop! Așa, ăsta e elicopterul. Dacă îmi schimb arma, mi se face capul la loc, deci nu vă faceți griji. Facă, m-a aruncat o grenadă, cred, da. Ok, se pare că asta n-a mers. M-a aruncat o grenadă în greșeală, dar nu-i problemă. Poți să faci asta... Ba, nu poți să faci asta, aparent. Am aruncat din greșeală o grenadă. Ok, n-o să fie o problemă că ai modul ăsta de călătorie destul de rapid. Și putem să ne folosim de el. Ia uitați-vă ce viteză am. Ăsta chiar aș putea să zic că e mai repede, ajungi mai rapid decât cu elicopterul, dar... Dacă ai putea să ții chestia asta constant. Din cauza că sunt munți și asta, nu prea poți să ții o chestie constantă. Cu asta și te mai folosești de parașute și chestii de genul, dar... O să mă folosesc de wingsuit ca să ajung unde trebuie. Și să vedem dacă e acolo următorul easter egg. Sper să fie. Ca așa ții minte. M-am uitat înainte de episod să văd exact unde sunt locațiile ca să... Altfel nici n-ai cum să-ți dai seama unde sunt dacă nu te uiți înainte. Și pe aici trebuia să mergem. Și trebuie să urcăm muntele ăsta și poate să fim în cădere liberă. Dar sunt distractive și sunt o grămadă de easter egg-uri. Asta pe care vreau să-l vedem acum e o barcă rățușcă. O barcă rățușcă, da. Sunt mai multe, de fapt. O să-ți iei de acolo una. Să te plimbi cu ea. Hop. A, uite-mă că nu mai avem foarte mult. Și dacă e nevoie, aș putea să fur și un elicopter de pe la ăștia de prin bază, dar... Nu-i neapărat necesar. Că imediat o să cobor în muntele ăsta. Asta-i fun în jocul ăsta. Poți să mergi așa cât vrei tu. Și uneori chiar mă joc când mă mai joc eu off-camera. Pur și simplu mă plimb pe insula asta așa. Pentru că e atât de fun. Uitați-vă dacă au vreun elicopter pe aici prin bază, dar se pare că nu. Uite, acolo jos trebuie să ajungem noi. Hai să vedem dacă îl găsim. Dacă găsim easter egg-ul. Și alte jocuri au easter egg-uri, dar destul de rare. În Just Cause 3 au băgat o grămadă. Am văzut una și cu ciocanul lui... Ciocan sau ce e ăla? Da, cred că e ciocan. Ciocanul lui Thor. Nu știu dacă e ciocan. Hammer. Da, Hammer cred că e ciocan. Și sunt o grămadă. O să le descoperim pe toate dacă vreți. Dar v-am zis, această serie e ceva mic. E o miniserie, episoade ocazionale. Nu vă așteptați la ceva în fiecare zi. Dar așa de fan zic că merge. Așa. Sper să nu mor pe aici, aiurea. Și o să schimbăm capul ăla până la urmă, dar am zis că îl mai ține să ne mai distrăm puțin. Am văzut că este și o mașinuță, e o mașină de Formula 1 pe care poți să o găsești. Sunt o tonă de chestii pe care poți să le descoperi. Și iată că am ajuns în locația asta. Sper să fie locația cea bună. Faza că nu prea știu dacă e... A, am ajuns unde trebuie, perfect. Ei, și astea sunt parcate aici... N-ai cum să le împingi, trebuie să le tragi. De-aia e hook-ul. Sunt două rățuși. Sau merg împinse? Merg împinse, dar foarte greu. Așa că ce trebuie să faci? Iei una de-asta, pui așa și tragi. Trebuie să ai grijă, poți să o și explodezi dacă nu ești atent. Așa că de-asta trebuie să ai grijă. Ei, și să o tragi spre apă. Trebuie să... Eu vreau să eliberez... Una.
una în apă. Hop. A, pe V faci release, ok. Și asta e bărcuța noastră cu rățușcă. Putem să ne urcăm în ea. Hop. Și ăsta e încă unul din easter egg-urile din acest joc. Trebuie să ai grijă că e cam nebună. Dar ceva de genul ăsta e. Destul de amuzant. Poți să și tragi de pe ea dacă vrei. Hop. Cine ar fi crezut că există așa ceva în Just Cause 3? Dar uite că e și e distractiv. Să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să vă mai arăt easter egg-uri. Din păcate am tras în barca mea. Dacă vreți să vă mai arăt easter egg-uri de acest gen, să-mi lăsați în comentarii. Am tras, dar n-a pățit nimic. Ok. Oricum mai aveam una de rezervă, deci nu-i problemă. Cât de fan ar fi dacă jocul ăsta ar avea multiplayer? Poți să te joci cu prietenii, să te plimbi pe aici prin lumea asta, cât de fan ar fi? Și când Just Cause 2 au făcut multiplayer, comunitatea a făcut multiplayer, deci un mod, dar nu e nimic oficial. Ei, în Just Cause 3 momentan nu e așa ceva, dar dacă o să bage, probabil o să jucăm și aici multiplayer, o să fie fan. Hai să mergem la ăștia aici sus, să vedem ce fac ei. Bine, cu bărcuța asta o să trebuiască să o lăsăm aici, n-am ce să fac. Dar noi o să ne urcăm acolo sus, să vedem. Brum, 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 brum. Și acum încerc să mă prind de ceva, uite așa. Și hai să vedem ce fac băieții ăștia aici sus. Am văzut că de fiecare dată când vezi ceva cu roșu, sunt inamici. I-au marcat pe toți cu roșu în jocul ăsta. E, ce-ar fi dacă am trage noi acolo una de-asta, a? Ce s-ar întâmpla? Sau una de-asta? Sau așa? Hai să legăm ăsta, leg de-asta. Și acum îl tragem. Ia. Holy shit. Oh my god! Ok, chestia aia mi-a sărit în față și cred că a murit. Glumești? Holy fuck. Atât de puternic a fost explozia, încât mi-a dat una pe ceva, dacă tot aici cred că ne-a spawnat, a? Map? Vă zic eu imediat. Da, tot acolo suntem. Sunt o zonă de asta pe care trebuie să o eliberezi. Toate misiunile sunt în genul ăsta, trebuie să eliberezi zone și chestii de genul ăsta, de asta și am zis că nu fac o serie neapărat serioasă lungă. Dar de distracție, de fun, e prea distractiv jocul ca să nu-l facem ocazional. Eu acum trag cu arma aia care le umplu capul. Ia uite-i. Holy fuck, și-au luat zborul oamenii. Se pare că mi-au cam luat băieții ăștia din viață, dar o să trebuiască să așteptăm puțin, se regenerează și ne întoarcem. Oh. E, jocul ăsta nu-i prea făcut ca să mori. E făcut mai mult să fii invincibil aproape. Există un pericol oarecare, dar nu e foarte mare. Și cred că am eliberat zona. Încă un settlement eliberat. Tare. Și acum au apărut băieții mei. Așa. Bun, asta a fost episodul de Just Cause 3 cu easter egg din nou. De fapt, două easter egg-uri am făcut în episodul ăsta. Dacă vreți să vă mai arăt easter egg-uri și să mai facem misiuni, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!